Potrovițe Răzvan a fost trimis în judecată de procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău pentru săvârșirea infracțiunii de părăsire a locului accidentului. Prin rechizitoriul din data de 18 mai 2016, inculpatul Potrovița Răzvan a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de părăsire a locului accidentului, constând în aceea că în data de 11 martie 2016 a condus un autovehicul pe drumul public și a fost implicat într-un accident de circulație, cauzându-i leziuni unei persoane vătămate, după care a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție, se arată într-un comunicat de presă remis de procurorii sălăjeni. La data de 11 martie, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj ne-a făcut cunoscut printr-un comunicat faptul că în municipiul Zalău a avut loc un eveniment rutier. Poliția a fost sesizată în acest caz de către personalul medical de la Unitatea de Primiri Urgenții a Spitalului din Zalău despre faptul că la ora 16:48 s-a prezentat la urgența spitalului un copil de 11 ani, victima unui accident de circulație. În urma verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul biroului rutier, s-a stabilit faptul că în jurul orei 13:30 minorul s-a angajat în traversarea părții carosabile pe culoarea roșie a semaforului electric, în fugă și fără să se asigure, fiind accidentat grav de un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani din Zalău. După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul faptei fără încuviințarea poliției, fiind identificat în jurul orei 18. Iată că, după mai bine de 2 luni, s-a realizat și punerea în mișcare a acțiunii penale, etapa procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Astfel, urmează ca instanța să dea o soluție în cazul lui Răzvan Potroviță.